Jaf de zile mari în Timișoara. O casă de schimb valutar a fost călcată de hoți. Fără să declanșeze sistemele de alarmă, aceștia au plecat cu aproape 90.000 de euro. Cu un plan bine pus la punct, hoții au reușit să spargă o casă de schimb valutar din Timișoara. Înainte de a intra în clădire, au tăiat cablurile sistemului de alarmă, iar mai apoi au desprins geamul de la baie. După ce au pătruns în casa de schimb valutar, hoții au încercat să spargă seiful, din care au furat toți banii, aproape 90.000 de euro. După ce și-au atins scopul, aceștia au plecat, luând cu ei și sistemul de supraveghere pentru a șterge urmele. Întreg dezastrul a fost descoperit în această dimineață de unul dintre angajați. Patronul casei de schimb valutar, un cetățean de origine arabă, a chemat poliția, iar oamenii legii încearcă acum să-i găsească pe făptași.